cumpărăturile online au devenit un fenomen tot mai amplu în Republica Moldova. Mulți optează pentru această formă de shopping, deoarece economisesc bani, timp și nervi. Magazinele de pe internet sunt la un click distanță și chiar de pe canapeaua confortabilă putem alege marfa dorită, având la dispoziție tot sortimentul sau asortimentul. Să aflăm ce ne spune Dexul de pe stradă. Asortiment, pentru că totuși asortimentul, cuvine la cuvântul, eu știu, rusesc, cred că sort. Asortiment este o gamă de produse. Asortimentul de, în magazin este variabil. Asortiment. Asortiment. La magazin a adus un asortiment nou de produse. Asortiment. Un asortiment mare de fructe și legume au fost la expoziție. Asortiment. Sortiment. Asortiment îi consortez ceva, dar e tot aceeași practic. Asortiment. Sortiment. Asortiment, dacă nu mă greșesc, deoarece magazin au adus un asortiment nou de dulciuri. Sortiment. Avem un asortiment mare de haine. În dicționarul explicativ al limbii române sunt ambele variante. Substantivele asortiment și sortiment au sensuri apropiate, dar atenție la definiții și contextele în care le utilizați. Asortiment provine din franceză assortiment și are următoarea semnificație. Totalitatea mărfurilor sau produselor de aceeași categorie, dar de diferite forme, calități. Sortiment provine de la nemțescul Sortiments și înseamnă ansamblu de mărfuri de același fel, de aceeași gen, totalitatea mărfurilor alcătuită din diferite produse care au la bază un principiu comun de formare, materia primă, destinația, capacități, mărime. Deci ambele variante pot fi utilizate în vorbire, dar în contextul potrivit. Am cumpărat plicuri de ceai și infuzie în asortiment. Acest centru comercial a dublat asortimentul de blugi. Meniul restaurantului asiatic propune multe sortimente de tăieței. Producătorul de bere a retras un sortiment al băuturii de pe piață. Nu uitați, niciodată nu este prea târziu pentru a învăța.